Bărbatul din Cotiujenii Mari, raionul șoldănești, care acum 6 luni și-a omorât cu sânge rece un consatean, nu va face bușcărie. S-a constatat că el nu este în deplinătatea facultăților mentale. Conform examenului psihiatric, el a fost recunoscut iresponsabil de fapta sa. La sfârșitul lunii aprilie, Curent, Impuls TV a informat pe telespectator despre crima comisă în satul Cotiujenii Mari. Atunci, un bărbat cu vârsta de peste 50 de ani și-a împușcat consăteanul pentru că acesta i-ar fi hărțuit fica. Pentru a se răfui, agresorul a folosit o pușcă. În urma incidentului, victima a decedat la scurt timp după internarea în spitalul raional. În cadrul anchetei preliminare, oamenii legii au stabilit că cei doi s-ar fi aflat în conflict de mai mult timp. Cazul dat a avut loc pe fundalul unei cerți anterioare dintre persoana bănuită și persoana decedată. În baza relațiilor ostile, ultimul cu armă de vânătoare de ținută legal s-a deplasat la domiciliul persoanei decedate și a efectuat o împușcătură în regiunea toracelui. Prin acțiunile sale, bănuitul a săvârșit o infracțiune calificată drept omor cu premeditare. Pedeapsa maximă pentru aceasta, prevăzută de codul penal, este detențiune pe viață. Potrivit procurorilor, vinovăția inculpatului a fost dovedită prin declarațiile martorilor și ale investigațiilor medicale și balistice. Interogat de anchetatori, bănuitul a declarat că în momentul comiterii omorului avea halucinații auditive. Expertiza medicilor psihiatri a confirmat spusele bărbatului. Doctorii au constatat că acesta prezintă tulburare organică de personalitate. Omul ar fi acționat în condiții de confuzie mentală, care l-a lipsit de capacitatea de prevedere și deliberare a acțiunilor sale. Procuratura a cerut ca inculpatul să fie obligat să facă tratament în spitalul de psihiatrie. Durata tratamentului urmează să fie stabilită de către instanța de judecată.